Nebunia asta exotică, așa, are nevoie de un sos. Nu e deloc exotică. E într-adevăr nebunie. O să punem zeamă de portocal. Nu seama să mănânci ciuperci și ardei gras cu zeamă de portocală. Așa, bunătate, spuneți voi. Nu spuneți voi, o să o spun eu. E foarte bun. Deci nu mi-a plăcut. Ferească-mă Dumnezeu! Dar de unde ai învățat de ea așa ceva să gătești? Dinu te-a învățat, nu? Zi mai, domnul Andrei. Eu sunt cu apă minerală. Salutare la Cireașă, nu-i chip să plecați de acasă. De ce? Pentru că avem treabă și săptămâna asta. Noi să privim, iar invitații noștri, unul și unul, să gătească. Iar dacă talentul îi va da afară din bucătărie, au voie să și mănânce. Cei mai pricepuți vor primi, ca de obicei, diploma de gazdă perfectă. S-o pună în ramă și în CV, că face cât 10 facultăți la un loc. Dragii mei, să facem prezentările! Neilini, cântăreață cu studii economice. Nu poate băga nimeni în ceață la relații comerciale, financiar, bancare. Octavian Strunilă, actor șugubăț, scenarist inspirat și regizor, a emigrat din Dorohoi, a confirmat în Hollywoodul României. Dea Maxer, pe cartea ei de vizită scrie soția lui Dinu Maxer, dar și cântăreață, dansatoare și mamă, când o avea timp de toate. Andrei Duban, cunoștință veche. Face teatru și film de când se știe. Noi îl știm de când era șoim al patriei. E bun, ce mai? Cei patru nu vor găti după capul lor, ci după porunca maestrului Horia, care sună cam așa. Felul principal trebuie să conțină și fructe. Ultima gazdă a săptămânii este Andrei Duban, soț, tătic și veteran la Cireașă. Nu știm cât de mult o să-l ajute azi experiența, pentru că, se știe, ea nu e altceva decât suma greșelilor făcute. Noi îi urăm la cât mai puține, iar șanse să reușească ar fi ceva, pentru că va avea un ajutor de nădejde în bucătărie. Andrei, dragule, să aveți baftă! Și acum, ultima seară, Andrei Duban. Sper să ne dea ceva de mâncare, așa cum suntem noi crescuți, de mama și de tata. Aperitivul va consta în niște bruschete, fiindcă vreau să iau de la început, să brusc să intru în ei, cu bruschete acoperite cu o pastă de avocado. Ceva care nu știu cum se potrivește, adică pâinea cu avocado, dar nu contează. Acel avocado îl vom amesteca cu puțin ulei de măsline, cu sare, cu piper și cu puțină lămâie să nu se înnegrească. Eu m-aș bucura să facă chestia asta, adică să ne dea ceva autentic, românesc, ceva de la noi, ceva neauș. Așa am fost crescut. Se zice că omul se simte cel mai bine și cel mai împlinit în momentul când mănâncă ceva de la mama de acasă. Pentru că am terminat cu aperitivul, felul principal, sau cum ar spune bulgarii, the main course. Aș vrea să mănânc ceva gustos, ceva ce nu e nici prea uscat, nici prea grețos, ca să zic așa. Creveți cu portocale, cu portocale și cu orez nebunatic. De ce îi spun eu orez nebunatic? Fiindcă de obicei la această rețetă se pune orez sălbatic. Dar mie așa îmi place să-i spun, că dacă e orezul meu, îi spun cum vreau eu. Orez nebunatic. Ceva ce n-aș mânca, creveți cu portocale și cu orez. Ceva mai sec și fără niciun fel de vlagă, n-am auzit până acum. Mai bine mănânc pâine goală. Iar la desert voi face o nebunie de combinație între bezele cu sos de vanilie scăldate într-un pârâu de înghețată cu fructe de pădure. V-am rupt. Eu nu înțeleg cum poate să fie râuri de înghețată. Ok, bezele, da. Ok, sos de vanilie, da. Râuri de înghețată. Păi înghețata nu curge. Ori dacă ea curge, nu mai înghețată. Drumul spre bucătărie trece mai întâi obligatoriu prin piață. La volan, cel puțin, Andrei pare în formă, gata să atace locul întâi. Mergem să gătim astăzi, ziua cea mare. Ne-am odihnit, ne simțim în formă, ne simțim inspirați. O să facem un
super spectacol în bucătărie. Spectacol culinar, firește. Fiindcă vreau să fie mândru de noi, domnul Horia. Tocmai că m-am mânecat. Mulțumesc. Pe care îl și salutăm. Domnule Vârlan, te salută Andrei Duban. Ca să nu uiți ce ai de cumpărat, ci că e bine să-ți notezi de acasă. Și ca să nu uiți să-ți notezi, e bine să-ți faci un nod la batistă. Cam complicat totuși. Așa. Dacă nu ne ajută telefonul, ne ajută lista. Este ca într-o poveste din acelea vechi, motanul încălțat, pentru că are cizmulițe roșii. Îmi plac foarte, foarte mult. El e un tip foarte, foarte haios și o să ne distrăm foarte, foarte tare, pentru că o să fie o masă foarte, foarte nebună. Uitați ce piață frumoasă, curată. Uitați ce produse... Ce produse bune, proaspete, românești, nu? Românești, doamne. Aveți avocado? Avocado e românesc. La fel și roșiile, ceri, bananele, portocalele, pepenii, mango și toate cele sunt autentic românești. Mă le găsești pe tarabă la român? Da. Atunci ce mai ai de comentat, Vârlane? Treci la loc. Dar de ce ăsta e în țiplă și ăsta nu? Că ăsta e mai cop, nu? Mai cop și să fim un pic protejat. A, protejat. Păi și ce fac, să iau două? Mie îmi trebuie, ia, unde e, alo, avocado, uite, patru. Cam patru. Așa și vă mai caută două moi. Mai căutați două moi? E, așa, da. Uite, domnule, un om care știe să vândă. Deci avocado moale, că a zis că dacă nu e moale, mi-l dă Grațiela de cap. De ce este băgată Grațiela în ecuația asta? Înțeleg că e soția, înțeleg că o iubește, înțeleg că îl ajută, dar de ce îi dă cu el în cap? Aia nu mai înțeleg. Căci până la urmă, el este cel care face cina asta sau nu? Cred că varianta 2. Deci trei portocale, da? Cum să, dacă vrea să... Auziți, mai puneți-mi una. Mai puneți-mi o portocală, să fie patru. Cine știe? Ce risipitor. Și nu respectă ce a spus Grațiela. Sau ce i-a scris pe hârtie acolo. S-ar putea cu cea de-a patra portocală să-i dea în cap? Atenție mare, Andrei. Două legături de pătrunjel. Eram sigur că e la verde. Da, mai puneți-mi una, mai puneți-mi una. Eu întotdeauna iau una în plus, să fie mai bogat așa, să fie mai... Cred că o să fie în piață show cu Andrei Duban, mai ales că el e recunoscibil ca fiind unul dintre ăia care glumește cu toată lumea și se întinde la vorbă cu toată lumea. Hai, acum să mergem, să mergem la cramă, la vinărie. Să trăiți? Să trăiți. Sănătate. Aveți un telefon pentru mine? Mulțumesc mult de tot. Să fie primit, mulțumesc mult. Modelul ăsta chiar nu-l aveam. Vă rog, vreți să facem o poză? Ne ajută colegul. De unde sunteți? De aici, din Otopeni? Da, Otopeni. A, bun. Să țineți prețurile mici aici în piață, da, vă rog, da, să vă... Da, să vă poarte noroc. Sănătate. Vă salut. Hai la vinărie. Hai. Trebuie să fac cumpărături pentru domnul Strunilă. În seara asta sunt sigură că nu o să beau apă cu lămâie sau vreun suc anume. Andrei o să ne aștepte cu paharele pline și pregătit de petrecere. Andrei nu uită că va avea de pus pe masă și băutură. Cum printre musafiri vor fi și două cântărețe, s-ar putea înregistra un remix la Dă-i cu șprițul până la ziua. Știi că înainte se comanda o baterie de vin. O baterie era o sticlă de vin și un sifon și îți aducea într-o frapieră plină cu apă și gheață. Gheața din cuburi din alea mari, acum nu mai există de fapt din cuburi, erau niște paralelepipede așa mari care se mărunțeau. Și acum vă dezvăluiesc faptul că vreau să le fac o surpriză, să-i păcălesc că le fac o supă cremă de ciuperci cu fructe confiate. Asta este o prostie, n-am auzit în viața mea. Eu o să iau niște supă la plic, trântesc acolo vreo 10 plicuri ca să fie groasă și pun niște fructe confiate să vedem ce zic. După care le spun că le-am gătit altceva, dar vreau să văd ce zic. Sănătate! Mie nu mi se pare că este o glumă bună, ci mai mult o farsă, dar o farsă de aia mai puțin plăcută. Sper să-și vadă de treaba lui, să stea liniștit acolo în bucătărie, să ne servească așa cum l-am servit și noi cu lucruri cât am putut noi de gustoase. Așa că stop bancuri, stop vorbărie, pune mâna și gătește, că dacă nu ne faci mâncare bună, o să-ți dau o notă mică și nu-mi doresc asta. Suntem gata de gătit, ea este soția mea și colega mea de cameră. Prezintă-te frumos. Eu sunt Mini. Eu sunt Maxi. Dacă el e Mini, eu sunt Maxi.
Ea este, sunt colega de cameră a ea este ajutorul meu de nădejde. Ne-o prezintă, suntem cu toți încântați. Suntem încântați că or să mănânce ceva invitații, dacă soția Grațiera știe să gătească. O să vedem noi. Am rugat-o să mă ajute, fiindcă ea este gâtul familiei. Eu sunt capul familiei, dar este gâtul. Da, pe gât, ia. Atenție! Trecem la altceva, dacă o să continui așa. Și să începem să gătim. Hai la treabă, Andrei, că acum... Stai așa, eu sunt Gavroș. Gata, mă. Permite să raportez. Pionierul Andrei Duban este gata să execute crema de avocado. Ajutat cu multă grație de Grațiela, bucătarul nostru pare să aibă spor. Morala, vedete din toată lumea, uniți-vă și veți avea succes la cireașă. Ce te-ai face fără mine? Dar nici nu vreau să mă gândesc, dar asta e problema. Ce te-ai face fără mine? Vreau să dedic această carafă domnului Octavian Strunilă, pe care l-așteptăm la masă. Sper să bea înainte mult, să nu simtă ce-i dăm să mănânce. Hai, pui-o, noroc, sănătate. Hai, pune și mie un șpriț. Așa, tată, asta te... Pentru domnul Horia să trăiască, la mulți ani, firați fericiți să fiți, dar ar norocul peste dumneavoastră să dea. Mamă, ce, asta îmi place mie aici la emisiunea asta. Unul stă și bea și altul muncește. Nu e adevărat, muncim amândoi. La mărunțit ingredientele, Andrei se pricepe de minune. Gustos sau nu, meliul lui va fi cu siguranță ușor de înghițit. E mult mai bine să folosești lime în locul lămâii. Are un parfum mai puternic și se potrivește mult mai bine cu avocado decât lămâia. Ar trebui mai subțire așa, nu? Stai mă cu minte, mă, stai cu minte acolo, că sunt de la protecția animalelor. Stai clipă, stai să mă uit în ochii lui. Andrei Duban știe să taie pâine. A mai făcut-o și în trecut. Se vede că este meseriaș la această parte a gastronomiei, dar și Grațiela știe să-l sperie lătrând ca un crevete. Grații, da. Să nu uiți cel mai important lucru, dăm voie, știu că tu ești o maestră în bucătărie. Dar poți să-ți iei alt cuțit. Bineînțeles, unul singur vreau să-ți arăt. Creveții trebuie decorticați așa, adică tai pe burtă, și scoți mațul. Da. Mățișorul, cum ar veni, știi? Sunt făcute de mine. Da, pe spate, tai frumos pe da, spate. Da, și după care trebuie spălat. Creveții proaspeți se decortichează și nu se cresează pe burtă, ci pe partea din spate și, într-adevăr, se scoate mațul. La cei fierți nu mai e nevoie și nu trebuie nici spălați cum face Grațiela. Sunt doi tineri care se distrează cu niște ingrediente care sunt mult prea scumpe pentru priceperea lor. Le tragem puțin de tot. Știți de ce? Compoziția pastei de avocado este bogată și e suculentă, nu e o cremă foarte uscată. Și atunci pâinea s-ar putea să tragă din sos și atunci de asta prăjesc puțin pâinea și pe o parte și pe alta. Sunt maestru la făcut pâine prăjită. Dacă tot vrei să faci o pastă de avocado, apoi pune pe o canapea de bună calitate, nu pe o felie de pâine puse pe grătar. Că aia nici bruschetă nu e și nici pastă de avocado nu e pastă de avocado. Este un surogat, este ceva inventat de cineva care n-a avut altceva în casă decât avocado și pâine. Cred că Andrei o să se dea în stamb, așa, o să vrea să facă spectacol în adevăratul sens al cuvântului și nu cred că vom avea loc de comentarii. Tap, tap, tararap, tap, tap. Uite, mai dai de una, puțin mai ars. Nu-i nimic, o iei. 29, 30, 31, 32, 33, 34, ce faci, mă, 35, sarmalele? 36. 37, se numără 38, creveții, nu sarmalele. Pardon. Mai devreme spunea că este maestru în făcut pâine prăjită pe grătar și pasta arsă. Vai de noi, domnul Duban, vai de noi. Uite, creveții ăștia îi pun în apă să fiarbă, iar da, apa gurița, în care ei fierb, zi. Apa de la creveții în care fierb trebuie pusă în orez ca să-i dea gust orezului. Asta vreau să zic.
prea pupăcioși. Tu vorbești serios? Nu pot să cred, iubirea mea, vino. Hai că devenim prea pupăcioși după aceea. Nu, suntem. Într-adevăr, zeama de la creveți trebuie pusă în orez ca să prindă gust. Ferească-mă Dumnezeu, creveții prefierți îi pune la fiert. Deci ei au fost fierți, acum îi pune din nou să fiarbă. Și după aia o să-i gătească în tigaie. Nu vrei la... Ah, nebunul care ești! Cum nu vrei la... Păi cum s-a prins focul din cuptor? Hai mă, grații mă! Dar tu de ce ai deschis cuptorul? Ah, ca să te apleci! Am febră musculară la bucișoare. La bucișoare? Nu se spune bucișoare pe post. Cum să spui bucișoare? Nucșoare, poate. La bucișoare. Ce se întâmplă aici? Ei sunt nu cu adrenalina la maxim, ci cu hormonii. Sunt cu hormonii până la nas aici. Nu mai pot. Amândoi... Dragii mei, faceți o pauză de o oră, două, ca să vă recreați, mergeți până acasă, căutați nu știu ce pe acolo cutie de chibrituri și vă întoarceți mai calmi așa. Această zeamă o vom folosi, puiul, exact cum bine ai spus și tu, la orez, da? Bun. Acum... Ca să-i dea gust orezului, să nu fiarbă chiar în apă chioară. Exact. Lucrurile se complică. Dacă maestrul Horia te face deja cu ou și cu oțet, înseamnă că ești cam varză la gătit. Nu înțeleg ce fac ei acolo. Vă dați seama cam cum fierbe acest orez sălbatic cu bob lung, fiindcă deja fierbe în unt cu ulei de măsline, câte puțin, plus zeama de la creveți. Ca să ce? Ce se întâmplă în felul ăsta? Să mai zică cineva că n-o să mănânce pe săturate. Nici un pic de ceapă, nici un pic de baia, nici un pic de aia. Este ceva ce nu poate nimeni să mănânce. Trebuie să-i punem puțină sare și puțin piper, că am văzut că Andrei nu a pus. Păi sarea se pune în supă, nu se pune în orez. Supa trebuia să fie sărată. Deci lichidul trebuie să fie sărat. Mai toarnă. Dar cât pui, mă? Haide. Pentru creveți? Haide, că nu dai la străini. Păi să mă bată strunilă, că nu mai avem vin, că e pus cu un creveț pe tăi. Ce vor să facă cu lichidul ăla? Vor să fiarbă creveții pentru a treia oară? Adică ei au fost fierți acolo, pe vas, unde au fost recoltați. Ei au mai fiert încă o dată zeama aia, mocir la aia băgată la orez și acum urmează să fie fierți în vin și... Zeama de portocale. Doamne, Maica Domnului! Nu știm dacă musafirilor le plac fructele de mare, însă îi putem liniști. Creveții care le vor fi serviți, sigur nu mai sunt în viață. La cât au îndurat săracii... Deci creveții prefierți au fost fierți. După care au fost sotați în unt cu ulei și cu usturoi. I-am pus frumos deoparte. Și acum facem sosul, care este compus din suc de portocale, miere și vin, care trebuie să fiarbă până se îngroașă. Și turnăm mizeria asta peste creveția care sunt deja tari ca lemnul și vor fi acompaniați de orez. Când se va răci, se va întări sosul, nu? Da. Din cauza miere. Stai puțin, creveții! Mai merg încă o dată în sos. Extraordinar! Vai, de bine! Bun, acum hai să ne ocupăm de desert. Da. Le-au terminat pe toate, acum se ocupă de desert. Râuri de înghețată. Trebuie să amestec laptele, să facem... Desertul. Desertul. 400 de grame de lapte. Crema de vanilie, da? Crema de vanilie este de la plic. Amestecăm laptele cu plicul și ne dă cremă de vanilie. E, așa, da. Vai, ce au mai muncit. Așa, acum bezeaua. Ai spălat că... Bine! N-ai cerut o... N-am cerut o bezea. Deci, la primarea asta, stai să ne înțelegem. Noi ne pupăm. Stai să ne înțelegem. Amătoare, nu fi... Hai să ne înțelegem. Tu ai cerut o bezea? Nu. Bun, hai, bezele. Ia. Și cum faci așa? Nu, cum faci cu colțul gurii? Ia. Așa ceri tu bezea? Aoleu, dar e prea dulce. Ia-ți-o înapoi.
Am înțeles cu toții că vă iubiți. Este foarte clar. Haideți, faceți ce trebuie la emisiune. Nu mai îmi dat asta pentru că n-am voie dulciuri, că mă îngraș. Nu sunt suficient de... Bine, trebuie de astea să le... Să le ce? Sfărmăm. Eu am crezut că o să pregătească bezele. De unde le-au cumpărat? Gata, făcute. Da. Ok. Of, ce poveste frumoasă s-ar putea scrie acum. Ceva de genul frumoasa Grațiela și voinicul Duban zis și sfară-mă bezele. De adormit adulții, nu alta. Pune și portocale. Să se vadă la fiecare portocală. Așa. Sosul nu e închegat. Sosul este o zeamă. O zămătișe. Așa arată Coca-Cola. Noroc că au pătrunjel, că în felul ăsta și creveția aia vor avea gust de ceva. Te rog, fă o poză cu ea. Aceasta este farfuria Grațielei. E, așa da. Bravo, puiu. Neieșit extraordinar. Ce înseamnă să fii perseverent? Se uită urât maestrul Horia? Nu-i nimic. O ții înainte pe a ta că trebuie să faci și desert, nu? Andrei e cunoscut într-adevăr pentru glumele pe care le face prietenilor, pentru farțele pe care le pune la cale și sper să nu facă în seara asta vreo chestie de genul ăsta. Să găsim ceva, nu știu, răvașe prin ceafa de porc sau ce o să ne pregătească el în această seară. Aici fierbe apa. Vă spun că asta este cea mai mare aroganță pe care a făcut-o cineva la cireașa de pe tort. O să trântim efectiv plicurile de supă de sparanghel. L-a jugat tare mult să nu fac asta cu felul principal. Eu sunt într-o perioadă în care mi-e foame și eu îmi doresc să mănânc la fiecare masă, așa că mi-aș dori să fie comestibil ce face. Eu sunt foarte curios dacă se prinde cineva. Asta e o glumă, repede. Să știi că Andrei Duban n-a trecut de perioada pionieratului. A rămas cu mintea ancorată în acei ani. Bun, felul principal trebuie să conțină un fruct, e adevărat, confiat. Ce sunt stafidele? Un strugure confiat, da? Deshidratat sau spune tu cum trebuie. Ei bine, această rețetă... Nu pune prea multe căpa. Da-și mă că e la mișto, așa trebuie să fie. Milos din fire, maestrul nu le-a spus musafirilor ce îi așteaptă. Nu le zicem nici noi. Să se mai bucure de viață un pic. Cât sunt pe drum? Hai să spunem fiecare câte un banc, dacă tot a eu plecat. Nu știu, mă. Nu știi niciun banc, singurul banc din viața ta. Bancurile, chiar un ceva. Gândește de la un singur, un hai singur. Hai să hai să mai clarificăm o dată. Deci Duban zice anecdote, nu bancuri. Aha. Da, okay. Pentru că sunt așa ha ha ha. Și da. Spun, nu râzi din ăla să te prăpădești, adică da, să mergi acasă și să mor de râs încă 2 săptămâni. Deci vreau să vă zic că Dinu pe mine m-a cucerit una din etapele cuceririi, dacă aș putea să-i spun așa, a fost umorul lui din perioada respectivă. Acum nu mai spune nu mai de multe bancuri. Nu mai are umor. Are umor, părinte, dar nu mai spune bancuri. Părinte. Ideea este că noi, petrecându-ne timpul ca doi porumbei așa în perioada aia de început, îmi spunea bancuri mai mereu. Cred că așa se simțea în largul lui. Deci râdeam de mă prăpădeam la bancuri. Chiar erau foarte bune. Ușet cu șampania. Și mai ții minte vreunul? Știu un banc care e sec, nu o să râzi la el, dar e pentru fete, așa. Într-o zi o furnică se pieptăna. Da. Iar la sfârșitul anului și-a smuls capul cu pieptănul. Puiu, îți mulțumesc din suflet pentru tot ce și ai făcut. Și eu îți mulțumesc pe ele. Vreau să-mi ții pumnii, să știi că am să vin cu medalia acasă. Nu știu care dintre ele, dar cu ceva tot vin. Bine, Puiule. Era cât pacit să zic că Andrei Duban a trebuit de gătit. Dar n-a făcut decât o supă oribilă despre care n-am să vorbesc. În schimb, Grațiela s-a străduit să facă ceva pentru Andrei.
Dar nu se pricepe mititica. Repede să intrăm. E fiert! E vin fiert! Bine ați venit, firați fericiți! Repede să vă încălziți! Dragii mei, am gătit 3 zile pentru voi! Hai, uite, hai să dăm cadourile pe rând. Doamne, doamne, cum să ne dai mă șampanie, mă? Un cadou, două cadouri. L-am băut pe tot. Da, pentru morți, să fie pentru morți, am înțeles, da. L-am băut pe tot. Ne așteptam, fiind un local cu specific românesc, să servim ceva vin fiert sau o pălincă, cu totul că nu sunt eu adepta, dar îmi înghețase mâna pe pahar. Ah, ce drăguț, mă simt ca la bunica. Eu vreau mult sifon. Tu vrei mult sifon? Da. Mersi. N-am mai băut sifon de 10 ani. Nici nu am mai văzut, nici nu credeam că mai există așa ceva. Da, sifonul a fost o idee extraordinară. Jur că oricum Dubana are un aer așa de Nicolae Ceaușescu, știi? Pentru că el are și niște reminiscențe în zona asta, știi? Nu? Poate că știți, Andrei Duban, Nicolae Ceaușescu. Vă spune ceva chestia asta? Dragi telespectatori. Una aici așa, pentru a, una așa pentru a. Pune așa aici. Stânga cu dreapta, dreapta cu stânga, stânga cu dreapta. Uite, să se vadă și la cameră. Azi am usturoi. Ce este? E salată de avocado. Ne-am așteptat să ne servească la aperitiv șorici tradițional, ceapă, brânză, slănină, etc. Ia să-mi spuneți cum sunt. Dacă punea ceapă în loc de usturoi, dacă puneai ceapă în loc de usturoi, arătai, adică avea același gust ca salata de vinete. Mm-hmm. Același gust. Ori mi este mie foarte foame, ori chiar sunt bune. A fost interesant, a fost gustoasă, n-am putut să mă abțin, îmi era și foame și foarte bună la gust. Eu de obicei îl fac cu ceapă când fac salata de avocado. El a făcut-o cu usturoi și a fost foarte bun. Este tot aperitivul? Te-ai dat jos! Băi, Nilim, aperitivul e ceva pe care nici nu trebuie să bagi în seama pe masă. Exact. E așa, până vorbim, până trebuie discutăm. Mezelic? Da, un mezelic, așa se cheamă. Când o să mai ai concerte de acum unde să te duci, o să vină lumea cu mâncare multă. Vine Nelini pregătită. Deci, doamnelor și domnilor. Trebuie Ghițeanu, că avem concert și cântă Nelini. Serios, trec printr-o perioadă foarte... Ești gravidă? Opa! Opa! Avem ceva nou! Opa! Să fie într-un ceas bun! Gata, ajută! Băiețel? Băiețel? Nu cred! Nu cred! Serios, eu am mâncat de mult! Dar tu spuneai că ți-e foame, Octavian. Păi da, am mâncat, dar eu abia aștept felul ăla principal. Eu acolo sunt sigur că... Băi, la felul principal, la modul sincer, e pe muchia de cuțit. Ori mi-a ieșit, ori nu mi-a ieșit. Adică dacă... Voi credeți că e bun, o să-l mâncați. Dacă nu, vă rog din suflet să fiți foarte sinceri, să ziceți, bă, mie nu-mi place. A încercat să ne surprindă cu felul principal. Inițial ne-am bucurat când am auzit că este vorba de o ciorbă sau o supă. Am văzut niște castroane. Este ceva foarte, foarte special. O să vă se dau și linguri. Se cum? Este o supă de sparanghel. Cu stafide. Cu stafide. Dar stafida e felul fruct? Principal? Nu miroase foarte. Tu spuneai că ai murit de foame la mine? Auzi, uite cum miroase. Dar la modul sincer, vreau să fiți foarte... Dar ține că mai e și altceva, te rog. Da, miroase avem... Este felul principal. Era un fel de ciulama verde cu stafide. Arăta îngrozitor. A mirosit, era dulce, folosise fruct. Ceea ce înseamnă că a respectat regula. Dar gustul nu era unul tocmai potrivit. Din politețe, a mâncat. Nu, deci serios, gustați și spuneți-mi... Mă, rău nu e, dar depinde acum de preferințele fiecăruia. E un pic ciudat, oricum. E foarte gustoasă, dar zi tu. Vrem totuși să și mâncăm. Pe după bune. Asta. Băi, nu mă luați la mișto, nu pentru că nu vă lua la mișto nici o seară. Mie îmi plac supele creme. Eu le gătesc acasă, eu-și ciorbăreasă, mănânc ciorbe, supe. Dar e ciudată combinația asta de... În primul rând e foarte groasă. Dar tu de ce nu mănânci? Ba da, eu vreau să aud de la voi, Doamne iartă-mă. Am văzut că arată dubios. Am încercat să gust din ea, am gustat foarte puțin, însă atunci când am aflat că are stafide în conținut, aici mi s-a tăiat filmul pentru că mie nu-mi plac stafidele, mai ales în combinație cu ceva fierbinte, cu ceva calde. Nu le suport în cozonac, nu le suport în plăcinta de brânză, că ele se umflă și au un gust cu care eu nu m-am împăcat niciodată. Am alergie la stafide! Pe nu bune? Stafide, nu mănânc stafide. Nu, da, cine a fost cu ideea? Și atât de multe! Dacă am și o alergie la stafide. Băi, atât de multe stafide! Atunci vă rog să vă opriți. Eu am încercat să fac o glumă. Eu nu m-am distrat, sper că și ei. Și sper să nu mă coste faptul că am glumit pe seama lor. Viața mea n-am fost mai domn cu nimeni decât am fost astăzi cu tine. Asta am vrut să văd! Bă,
Băi, deci nu pot să cred, abia acum te-am cunoscut, ești un genial, bă! Frate, dacă m-am reținut să nu-i spun că e o porcărie, adică... Îmi venea să plâng, dar zic, bă, să plâng! Bă, a muncit, te pup! Jur că nu-mi venea să zic că e nașpa rău de tot! Bă, gândeam, dar știi ce mă gândeam în mintea mea, bă, omul nu e sănătos la cap. Deci nu e sănătos la cap. El a muncit de dimineață. Fii atent aici, a muncit de dimineață împreună cu nevastă, dar numai și amândoi au aceeași idee că e bună chestia asta. Porcărie! Bă, dacă eu zic ceva urât despre asta, tu ai scăpat cu familia. Reacția lor a fost absolut superbă. Strunila a mâncat jumătate de bol. Nu mi-a venit să cred. Și am zis, bă, măcar să mănânc, să nu fac cum face Nelini, mă, nu e bun nimic. Ce e asta? Asta e rece? Aoleu, vai, n-am ce mâncat, mi-e foame, mor de foame, haha. Deci, hai să mâncăm acum. Hai să ne împăcăm acum. Deci avem aici, avem așa creveți. Așa. Mai mulți decât la Octavian, ce-i drept? Are drept. Bă, la mine era aperitiv. Era aperitiv. Corect. Vă rog să aveți încredere, fiindcă ăsta e făcut de mâna noastră, adică a mea și a Grațielei. Sau? Vorbim după ce mâncați. Foarte bun, ăsta da. Să știi că merge de cele mai multe ori și chestia asta, să dai ceva rău, ca omul să-ți aprecieze mult mai mult după aia partea bună, știi? Pe mesele oamenilor, în altă parte, nu aici unde filmăm noi, știi? Sfârie, cârnatul, micul, ceafa de porc și vii și îți dă duban un crevete rece. Bă, dar un crevete rece, sincer, un crevete foarte rece, și cu niște orez. Într-adevăr, dezavantajul este, și mi-l asum, când, în momentul când gătești toate la un loc, plus desertul pe asta, nu mai cum să le faci calde, adică să mănânce felul de cald. Adică ori făceam o pauză de 2 ore, o încălzeam, dar da, nu mai dacă e scopul ăsta. Dacă pregăteai ăștia creveți exact acum, cum am avut în 30 de secunde. Da! Recunoaște și tu că n-au fost 30 de secunde. Eu am dat pulpă de rață, eu am dat piure, am dat varză, puteai să mănânci la felul principal. El ce a făcut? A dat câțiva creveți acolo pe care eu oricum i-am dat la Andreu, la aperitiv. Nu, nu mi se pare corect și nu m-am săturat. Adică mi-am luat în pauză niște mici. Nu că aș mânca mici, jur, mănânc mici odată la jumătate de an, dar suntem într-un restaurant românesc, sfâreau mici peste tot. Muream de poftă, nu mai puteam și mi-am comandat doi mici pe care i-am plătit și i-am mâncat eu. N-am mâncat niciodată în viața mea creveți mai buni decât creveții făcuți de Dubi. Au fost cei mai buni creveți mâncați de mine vreodată, mai ales în combinația asta cu portocală, cu dulce. Eu cred că la el e combinația așa mai bună. Și la tine a fost bună, doar că tu ai avut norocul că ai putut să scoți peștele din combinația aia și noi da, puteam să mâncăm da, orice. Aici creveții sunt în sucul ăsta de portocale și mi se pare da, chiar cea mai mișto mâncare la felul. Să rămână mulțumit la primul principal. Ai gătit pentru prima dată chestia asta? Da. Și eu și Grat. Mm-hmm. Și... V-a ieșit. N-a fost duban, cine știe ce. A cam dat-o în bară cu... O să-l taxez la notă, o să-i dau o notă mică. La surpriză, a fost și pentru mine o surpriză, că au ieșit toți la dans. Andrei ne-a surprins în seara asta prin faptul că a adus pe cineva să cânte. Sunt fericit, rău de tot, sunt pe un loc natator. Sunt fericit, rău de tot, la țir așa, de pe tot. Așa! Se uită toată lumea, la 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 la, doar cu inima sa, la 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 la. Nu știam că Octavian Strunilă e atât de talentat la dansurile astea, mai ales astea moldovenești și învârtitele astea. Cred că nu m-a învârtit nimeni în viața mea mai mult decât a făcut Octavian Strunilă și a făcut-o și pe timp, să știi. Să arăt că am fost la pe șolduri. Hai să stau și așa. Aici e bine? Eu tot simt. Auzi, hai de să așa. La 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 la. Am dansat hore, sârbe, Octavian ne-a învârtit pe noi, fetele am schimbat perechile. Hai domnule sus picioare! Băi, până mâna! Pune-l pe umăr! Bine, bine, bine! Face tot necrunele, să nu plecăm zanele, adus în rock and roll, baby! Adina! Hop! Hop!
Am amețit. Mi s-a tăiat filmul. Adevărul este că ne-am învârtit cam mult și la un moment dat am simțit nevoia să mă las pe vine pentru că simțeam că îmi pierd cunoștința. Cum s-a numit dansul ăsta? Învârtita? Ca la Moldova? Învârtitul. Ca la Dorohoi. E masculin. Ce bine arată! Yummy! Are frișcă? Zic că nu. Bineînțeles că nu, dar e din Tracea. Dintre aceea bună? Care nu îngrașă. Ok. E chiar din aia cumpărată. Nu, este doar la spray ăsta, la deodorant. Desertul lui Duban a fost extrem de interesant. Exact ca și cum ai lua o înghețată de la cofetăria din colț, o bezea de la supermarketul din colț, niște fructe dintr-un frigider puțin dezghețat, le amesteci pe toate, mai pui ceva acolo și spui că ai făcut o înghețată sau desertul respectiv. Deci nu. N-a gătit el cine știe ce acolo, că a fost o budincă la plic și înghețata. Nu spun că n-a avut bună dispoziție, că n-a fost bine intenționat, că nu și-a dorit din tot sufletul să ne servească, să ne primească, dar nu se compară cu panna cotta mea. Mie e drept să spun, îmi vin puțin înapoi... Versurile. Nu versurile. De la supa aia, stafidele. Ce drăguț! Trebuia să-mi o primesc și eu. Nu știu dacă pot să apreciez destul de mult, că totul are gust de stafide, știi? Da, ia de jos, pune sus. Ia de jos, pune sus. Ia de jos, pune sus. Ia de sus, pune jos și la mijloc, dacă o iei, ia. Are gust de... desert. Mititei. Mai vrei. De mai vrei. Nu un desert, de mai vrei. M-am simțit în seara asta oarecum ca într-o cabană de-a lui Ceaușescu, dar în care bucătăreasa a fost îmbolnăvită sau bătută de cineva să servească mâncare din alte părți. Din alte zone. Dă maestre puțin acordeonul să mă joc și eu cu puțin. Dacă nu i-ar fi plăcut lui Octavian desertul sau felul întâi, cred că nu mai punea mâna pe acordeon să... acordeon? Cred că am împrumutat accentul de la el. Înțelegi? Pam, pam. Ce vreți mă să vă cânt? Ce știi vrei tu? Ce știi? Ce știi tu mai bine? Nu! Ce știi tu fără bani? Fără bani, da. Fără bani ce știi tu? V-am spus, direct, voi mâncați. Simțiți-vă bine, vă mai dă el de mâncat. Bine! Nu încercați să înțelegeți ce cânt, că sunt așa la început. Eu nu știu să cânt la acordeon, vreau să subliniez chestia asta. Știu doar așa, niște lucruri cu care i-am delectat puțin de tot pe colegii mei. Și mai rău vin o salome. Și mai rău să ne plăstăm. Eu v-am zis să nu cercați să cântați cu mine. Când erau atâtea fedensa, mândre frumoase din calea afară. Ce folos că s-a dus. Tocmai peste mine tu ai dat. Dragoste să fii mereu de-o cară. Glumesc băieții și-au dreptate, iar fetele îmi râd în spate. Atunci-o plâng și nu mi-e bine, dar ar naiba dragoste în tine. Nota mea pentru Dubi în această seară este nota 10. Nota mea pentru Andrei în această seară este nota 9. 8. 27 de puncte pentru Andrei. Prea puțin ca să-i amenințe pe Octavian, Dea și Neilini, care sunt așadar premianții săptămânii. Bravo! Felicitări la mai mare și să vă trăiască! În episoadele următoare punem la bătaie diploma de gazdă perfectă pentru alți 4 voinici. La bună revedere! Să trăiți! Poți să ți-o pui aici ca să vai, te pătesc când mănânci. Ce sală a trăit! Vai, ce drăguț! Cât să nu te pătesc pe piept! Haide mă! Domnul Octavian Strunilă! Number 29! Dumnezeule, Doamne, Dumnezeule, Iisuse Hristoase, deci tot până la urmă, tot tu mi-ai dat nouă, nu? Extraordinar! Așa cum și așa eu te-am dat nouă! Vai, așa dar frăție! Dar nu vine să crede, atât de mari note se dau, eu o să vă întâlniți... dau nouă pentru cea mai bună notă și când încolo iau uite Dumnezeu. O să vă întâlniți la DNA cu toții, oricum. Această dare de mită și primire se continuă cu DNA! Maximum de puncte! Maxeru! 29! Iar eu vă pup!
fiindcă știu că sunteți de scorpi, știu că sunteți de adevărați, știu că sunteți de sinceri. 27! Cine ne-a dat bai? Cine ne-a dat supă? Am văzut ce note am primit, n-au înțeles gluma. Eu merit placheta. Eu spun așa, fiecare să-și depună argumentele. Eu aveți toți copii acasă, aveți de toate. Eu n-am nici măcar copii, n-am nici căței. N-am nici pisică. Hai să-ți facem. N-am nici un premiu. Vreau premiu. Păi n-am. Ai și culmea asta, că știi tu care nu gătești niciodată, decât la cireașă. Cum vine? Foarte bine. Da, adică eu aveam șansele de două femei să iasă câștigătoare. Întărâi că-i drace că și mie îmi place. Eu n-am înțeles nimic, eu doar m-am distrat. Am încercat să-i pun să se... În ciuda faptului că toți, cu toții aveam o părere foarte bună despre noi înșine, da, că am gătit foarte bine, că am fost cea mai bună gazdă și așa mai departe, eu consider că dacă cineva își dorește ceva cu adevărat, atunci merită să-l primească, și anume premiul. În ciuda faptului că a făcut curcan, ceea ce e total, nu are gust, pentru că curcanul e ceva fără gust. Nu se compară cu rața, în primul rând, curcanul și cu rața. N-ai ce să faci, sunt. Hai, domnule, familii. Știi ce face? Rața mea zice, ia mă tu, curcanule, chestia asta. Ia premiu și atunci pun la jote. Având în vedere că eu mai am una acasă și tot șterg praful mereu de pe ea, consider că Neilin este cea de-a treia cu 29 de puncte și premiul trebuie să meargă la ea. Eu chiar mi-am dorit premiul ăsta, dar mi l-am dorit nu doar că sunt eu extrem de, nu știu, încăpățânată sau că m-am obișnuit să mi se ofere lucruri. Mi-am dorit să-l câștig, dar mi-am dorit să îl și merit. Nu, ne pare rău. Să nu, ne pare rău. Acest premiu merge împărțit. Hai, nu fi rău. Nu e adevărat. Nu, pare rău. S-a supărat. Nu e adevărat. Opriți, opriți totul. Suflați în lumânare. Vă rog frumos. Nu se poate. Sper data viitoare să ajungă și la Octavian, și la Dubi, și la Dea această cireașă de pe tort. Vă mulțumesc mult! Dacă vrei ca mâncarea să iasă mai gustoasă, nu amesteca în ea de la stânga la dreapta, adică în sensul acelor de ceasonic. Mestecați de la dreapta la stânga. Este o rețetă ezoterică. Măi, eu trebuie să iau niște cursuri de numerologie neapărat. Tot tainele ezoterice, să stai unghiile sau să faci manicură, marțea și vinere. De ce? Sunt zile cu încărcătură extraordinară. Uite, am mai învățat ceva. Nu te iau unghiile și părul lune. Eu le-am experimentat pe propria piele și am văzut.